Marți, 3 mai, cu începere de la ora 18 la Sala Sporturilor din Deva, se va desfășura primul joc al finalei Ligii 1 de futsal între echipa locală Auto Bergamo și United Galați. Finala se joacă în sistemul cel mai bun din 5 jocuri, partida a doua urmând a se disputa tot la Deva, o zi mai târziu și tot de la ora 18. Cei de la Deva sunt deciși să cucerească titlul național după 3 ani, chiar dacă sunt conștienți că au în față un adversar dificil. Pentru cei de la Auto Bergamo, finala nu reprezintă o revanșă pentru eșecul din cupă în fața celor de la United și își doresc să rezolve cât mai repede ecuația devin campioana pentru dublu succes acasă și o victorie la Galați. Pentru noi este a treia finală care jucăm acum. Două le-am câștigat, am jucat două și le-am câștigat. E și ciclic, e aproape din 3 în 3 ani, cam așa, se pare că ajungem în finală. Nu e o revanșă, e foarte greu în schimb, e foarte, foarte greu. Galați este o echipă bună, sunt deplasările foarte lungi acolo, costuri, ce să mai vorbim. Sperăm băieții să fie în vână, a demonstrat în cupă că se poate și pe terenul lor. Păcat că atunci banca tehnică care am avut-o n-a avut nicio reacție la 4-1 pentru noi, inexplicabil. Asta a și dus la despărțire, dar nu se poate așa ceva, deci trebuie să faci la 4-1 pe orice. Scuzați acum, nu orice, nu te-a pus să rupi picioarele, da? E imposibil să pierzi meciul. În fine, a trecut. Acum Cosmin cunoaște bine fenomenul, cunoaște jucătorii, a mai jucat o finală fiind antrenor la Imperial cu împotriva Galațiului și sperăm că vom face treabă bună acolo. Deci mergem să câștigăm titlul. Meciul 3 al finalei se va juca la Galați pe 9 mai cu începere de la ora 20. În caz că se va ajunge la meciul al 4-lea, acesta va fi tot la Galați pe 10 mai de la ora 19. Dacă va fi nevoie de joc decisiv, acesta se va juca la Deva pe 14 mai, eventuala oră de disputare a partidei nefiind încă stabilită.